idioților. Ați ajuns să nu lăsați nici morții să se odihnească, mă? Nu pot să cred. Cum ai vrut tu să-ți bagi mortul peste mortul altuia? Am zis și eu să nu se ducă singur pe lumea cealaltă, să aibă cu cine schimba o vorbă, să joace o tablă. Hai, mă. Ei, pentru asta, din acest moment, ai solda suspendată pe următoarele 3 luni. Ah! Și când îți mai vin idei să te îngropi de viu ca idiotul, anunță-mă și pe mine înainte, ca să mă trec beneficiarul asigurării tale, că nu strică și mie vreo 300.000 de euro în buzunar. Lasă-mă, pupăză, că te mai împrumutăm și noi, nu-i problemă. 300.000 de euro? Am asigurare de 300.000 de euro? Am asigurare de 300.000 de euro? Are asigurare de 300.000 de euro? Iau. Pupăză, nu ești zdravă la cap. Să zicem până absurd că o să ne creează ăia de la asigurări și iau banii. Ce faci tu după aia, că tu oficial ești mort? Aud? Nu merge, pupăză, planul ăsta nu merge. Chiorete, credeam că mi-ești prieten, mă. Eu sunt prieten, da... Da ce? Da ce, mă? Mă las să mor de foame fără soldă timp de 3 luni să atârn la pomana lui Mârlanu? Halal, prieten, prietene. Mă, pupăză, eu când îi spune lui șeful ce vrei tu a face... Bă, ăla o să te... Dar de ce să-i spunem, mă? De ce să-i spunem? Pentru că dacă te crede mort, o să-ți scoată certificat de deces, îți restructurează postul și ești pa la revedere, conștientule! Te șterge după fața pământului! Nu mai zici! Nu mai zici! Uite că la asta nu m-am gândit. Dar lasă-mă, că îi zicem după ce încasăm banii. O să-i dăm și lui partea și... Bă, nu trebuie să știe nimeni în afară de noi doi. Pentru că ăia sunt proști și ne dau de gol. Nu spunem nici lui Emma? Nici. Că de-abia aștept să văd dacă ține la mine sau nu. Auzi, dacă vine cumva să mă bocească, să nu o las să mă pupe, mă. Că eu mă excit și nu te-am naibit de gol. Chiorete, lasă-mă în pace cu dezirea ta. O să vină. Șeful. A murit pupăză! Ei, asta e altceva! Cum a murit pupăză? Uite așa! Băi, Chiorete! Da, șefu, ce m-am tot împărmuit atâta? Eu vă exemplifica cum a murit pupăză! De inimă! De inimă? De inimă rea! Că i-ați luat solda, i-ați confiscat-o! Bad, șef! Bad! Ce-am făcut? L-am omorât cu mâna mea? Da! În toamna de-aia ar fi bine să n-anunțați forurile superioare, ca să nu vă acuze de crimă. Mai întâi îl înmormântăm și după aia anunțați, că să mai acoperă din urme. Crimă? Înmormântare? Mă, chiar e bort? Ce bort? Bort! Da, binele! Că i-am cumpărat și coșug, din banii mei! Că mi-a fost prieten, șef. Aoleu, ce-am închilozat. Mori că vine șeful. Și gândește-te cum ești în groapă, că eu ce de țic. Ce-ai făcut? Unde ne-ai dus tu și ai lăsat unitatea numai cu sigur caporal? Cum ne descurcăm noi cu sigur caporal? Chiar, șeful, cum ne descurcăm? Măi, Mârlane, tu chiar nu ai nimic sfânt? Ba, am, șef, am o cruciuliță de la bunica. Nu mai am, am dat-o pe niște țuică, la gropare. Mârlane, încetează, că lumea suferă aici. Da, și eu sufăr, șeful, ce nu sufăr? Unde te-ai dus, pupăză? Unde te-ai dus? Tu nu-ți mai trebuie trezări, așa că le scoatem. Șeful, că-i pe cale, mănâncă viermiți, noi le avem pe inventar. Ieși! Da, de ce să ieși? Ce? Ce, eu n-am... Sunt prietenul lui, am fost camaradul lui și vreau să-l petrec până în ultimele clipe.
A lăsat, bă, vreun testament, ceva? Nuț. Te-ai uitat pe-n buzunare, poate scrie la cine lasă gradele. Mama, da! Mama, da! Da, țineți-o, bă, că l-am spart. Ce faci, mă, obsedatule? Nu vezi că sufăr? Iarte de prostii? Sufăr! Cum s-a întâmplat? Cum? Am murit de inimă rea din cauza... Mea? Exact, din cauza ta! Nu o să-mi iei niciodată, bă! Așa! Scuzați, am sughițat de emoție. Ema, ridic-o. Taci tu-n gură. Excit, ridic-o. Ridică, Doamne, la cer, pe robul tău, pupăză. Ema, ridică-te treagă. Nu mai plânge în zona aia, păi vrei să... Doamne, iartă-mă, să pară că e sinucigaș, că nu mai aia să udă în zona aia. Și după aia popa nu-l mai primește în biserică, e. Lasă-l-i, dragă, lasă-l-i. Dacă vă zic, șeful, am auzit eu cu urechile mele. Vorbește cu mortul! Nu vorbi, mă, că de-aia e paranormal, nu? Vorbește de paranormal, șeful! S-a dilit! De fapt, nici după mine, că ei doi era ca doi frați. Când îți moare fratele, nebunești. Eu așa, cel puțin, dacă mi-ar muri fratele, aș nebuni. Mă, Rane, așa de mult ții tu la tilică? Aș nebunit de bucurie. Șeful, nu-i glumă. Chiorete s-a dirit și dacă s-a dirit Chiorete, adio autoritate în unitatea asta, că al caporal nu mai e. Și o să se instaureze de Badada, Lambada și alte anarhii cu care mai am cunosc eu. Și dacă se instaulează anarhia, adio scaun. Vorbesc de-al dumneavoastră. Chiar nu vreți să vi-l salvez? Aoleu, aoleu, aoleu. Stai treacul la un loc. Mă, în clipele astea grele, ție ți-arde de distracție. Stai treacul la locul tău. Mă, dacă intra cariva. Păi da, mă doare, mă, și pe mine spatele. Te doare spatele? Vrei bani? Îndură! Eee! Vezi că am vorbit cu Van Damme. Îți apă el groapa. Ca să nu mai dăm bani la gropar. Bravo, mă, foarte bine. Bă, dar ăla e nebun, mă, și ăla mă astupă imediat. Cum mai ies? Nu te astupă, mă, că prima aș dată îl duce pe șeful la unitate, după care se întoarnă el și se apucă de treabă. E calculat totul la secundă. Vezi că am un plan? Ca să explicăm lui șeful cum dă te-ai înviat tu la loc. Înțelegi? Fii atent, Acilea. Ce ai, mă, Rane? Te-ai lovit? Nu, nu, caporal, sufer și eu, că a fost colegul meu. A, da. De ce te-ai dus, pupăs, așa de tânăr? De ce, de ce, de ce, de ce? Dați, domn caporal! Ca să-ți revii, că intrase în criză! Dar sufăr și eu, că am dreptul să sufăr, că mă și vinovat pe de-o parte. Că când eram șef mai demult, l-am cam persecutat și acum pare rău când s-a dus pe lumea înaltă, n-am apucat să-i cer iertare și mie pare rău când nu-mi cer iertare. Și acum mă gândeam că dacă tu cu paranormalul tău poți vorbești cu el pe lumea înaltă, să-l întreb, mă, dacă m-a iertat, că
Am așa un sentiment de vinovăție acută. Da, bă, uite, o să vorbesc, dar pentru asta trebuie să ne las singur, să mă concentrez. Hai că eu vă las singur, dar vorbește acum cu el, acum după ce ești eu, da? Acum, dar ieși! Hai că am ieși, plecat! Ca să mă concentrez și eu, da. Hai, văzut, bă, popăză, văzuși? Era gata să ne surprindă Mărlanul. Tu trebuie să te concentrezi, să fii... Lasă-te, bă, pe mâna mea, lasă-te în penit. Ție ți-ar de la țigări? Deci fii atent aici. Șeful! Șeful! Titica! Trașcă, eu sufăr după pupăză, nu după mângâierile tale libidinoase. Să nu-ți mai prind mâinile pe mine. Hai, dragă, necazul ăsta trebuie să ne apropie, nu? Că oamenii uită de micile neînțelegeri când dau de greu. Hai. De micile, trașcă, dar mă de alea mari, uriașe, ca nesimțirea ta. Hai, dragă, nu exagera. Mie mi-e dor de tine, Bilico. Mi-e dor. Pleacă, trașcă! Și pupăză mort mă excită mai mult ca tine. Stai la unul, mă, nu te tot mă înfui, mă, că mult a fost, puțin a rămas, mă, băi, mergi pe mâna mea, mă, ai răbdare, mă, popăză, că acum se termină totul. Păi nu și așa, sunt într-o dilemă de... Haide, șefu, ce stați la ușă? Haideți înăuntru, că nu vă mănâncă mortul. Fiorete, vii, te rog, până la mine în birou un pic. Te rog. Hai. Hai, mișcare. Auzi, făi, bocește-și pentru mine, că iau un pic de treabă, da? Chiorete, pupăză nu e mort. Ba, e șeful. Eu vorbeam cu el pentru că sunt turburat. Văd, Chiorete, dar trebuie să înțelegi că pupăză nu e mort. V-a zis? Cine să-mi zică? Nu mi-a zis nimeni nimic. Tu trebuie să înțelegi. Pupăză nu e mort. El trăiește veșnic în sufletele noastre. Așa da. Sunt atât de marcat că nici nu mai știu ce să fac, ce să mai zic. Sunt praf, șeful. Tu ai fost prima mea dragoste adevărată. Și încă mai ești. De ce a trebuit să mor, pupăză? De ce oare? De ce? Tu și mort, ești un armasar, dragostea mea, pupăzelul meu mic, o să fiu pupăza ta pentru ultima oară. Ce faci, fai? E puraș. Treci imediat în cort! Imediat! Trecut. Chiorete, dacă în următoarele două ore mai intră vreo femeie aici, eu o violez. Da? Nu fac sex cu ăsta nici moartă. Ba face, puraș, că e ordin. Să rămână șeful. Nu vezi în ce hal ești? Ai ajuns să călărești morții. Dar te ții capră râioasă, coada pe sus. Dar nu puteți să mă obligați. Corect. Dar pot să te țin la carceră până faci. Că eu n-am nevoie de nebune cu creierul inundat de hormoni, prin unitate. Mai gândește-te. Și acum, Bibilico, cred că trebuie să-mi dai un pupic dolce, că știi că eu nu mă excit altfel. A? Îți dau, mă! Ia zi, mai vrei sau te-ai excitat destul? Asta e, pupăsa. Cum l-a avansat pe Mărlanu? De ce? Ca să mă scutească pe mine de responsabilități, că vezi, doamne, sunt turburat de moartea ta.
Băi, eu ți-am zis că să iasă complicații? Ți-am zis? Ți-am zis! Stai mă liniștit că în câteva ore încasăm banii și se rezolvă totul. Hai! Hai! Și lasă ăsta închis, așa că, cine știe, mai vine vreo muiere, de-aia mai pățim vreo rușine, ceva. Lasă-l așa crăpat, că am fobie de data trecută. Treci că îți bag... fobia ta cu tot. Da unde-i trașca? Se recuperează șeful, că eu când fac sex, fac. Deschideți-l. Deci, lăsați-l așa, părinte, că nu l-am îmbălsămat și mirați. Păi atunci, cum naiba, cum trebuie, mă? Odihnește, Doamne, robul tău, în locul verdeat. A mișcat mortul! Scuzați-o, părinte, a avut o noapte grea și... continuați! Odihnește, Doamne, pe robul tău, în locul verdeață, unde nu-i... Bă, ce dracu are capacul ăsta, mă? Se poate să nu mai mă întrerupeți? Scuze, părinte, dar iese birosul și puteți slujba! Spuneți, vă rog! Odihnește, Doamne, pe robul tău, în locul verdeață, unde nu este nici... Au mișcat iară! Lasă-l naiba, femeie! Doamne ferește! Citesc pentru ultima oară! Dar de ce, părinte, te lași cu vadă preoție sau care-i treaba? Nu ăsta-i citesc pentru ultima oară! Ha! Odihnește, Doamne, pe robul tău... Numai puțin, părinte, că iese mirosul! Odihnește, Doamne, pe robul tău, pupăză! Bă, dar n-ați putut să-l fixați odată, ca lumea crede, tu o să înhâțână, dar tu o să înhâțână! Incapabili! Hai de toată la timp, că nu mai pot! Păi să mergem, părinte, hai, emo! Să fac gura la doamnă, să-i fac... Părinte, două minute să-i fac o respirație gură la gură ca să-și remie! Permite că mă pricep la... Ce te pricep tu, bă? Cine ești tu, bă? Agentul de asigurări. De asigurări? Te pricep tu să-i faci lui Eba, bă, respirație gură la gură, îi fac eu că mă... că mă pricep! Soțul face resuscitarea, da? Scuzați, mă sufocam. Deci nu e mo, nu? Adio, asigurare! Deci așa, pupăză? Pași pe mortul ca să încasezi singur o amărâtă de asigurare. Care amărâtă, șeful? Că era vorba de 300 de mii de euro. Și nu încasam singur, o împărțeam cu Chioret. Cu Chiorete. Păi atunci și tu și el o să rămâneți simpli soldați. Ah! Și o să mai ajungeți caporali când o să vă avansez eu. Post-mortem. Vai, șeful, dar de ce trebuie să muriți dumneavoastră ca să-i avansați caporal pe părniții ăștia doi? Mai bine mă avansați pe mine înapoi la gradul de sergent în timpul vieții? Mârlane, până să mă omor tu cu prostia ta, zi-i mersi că ești caporal. Și așa e prea mult. Rămâne caporal? Nu. Pupăză, fii cerebral, mă, nu poți să mă omori, că te mănâncă pușcăria pe viață dacă mă puși, mă. Ce vorbești, Mârlane? Ai uitat că oficial sunt mort și merge bine? Vezi că... ha? Pupă... nu mă omori, te rog! Nu mă omori, pupăză, să-ți dau gradele mele, uite, o să fii dublu caporal, caporal major, te rog, nu mă omori! N-am nevoie de grade, Mârlane. Eu vreau banii de pe asigurarea ta, că pe-a mea am pierdut-o.
Băi, vine și curând pe asta, ești... sunt sensibil. Era și greu să ratez, bă. Hai la următor. Următorul. Ce? Mamă, dacă nu avansez, cred că nebunesc. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Cazurile ar trebui să apropie oamenii, nu? Că la mițile... Pum? Mițile? Mițe, mițe, mițe? Necazurile ar trebui să ne apropie, nu? Că oamenii uită de mițile... Puu! Îmi permiteți că mă pricep. Ce te pricep tu, bă? Te pricep tu la respirație gură la gură? Bă! Cine ești tu? Cine ești? Nu, dă eu. Cine ești tu, bă? Bă, dar tu cine ești, bă? Au, ce curiet vine! Să mergem și la gogoș. Bravo! Mergem și la următorul. Ma curentul mă omoară!